Exercițiu. Ordinea efectuării operațiilor. Model. Evaluarea națională 2017. Subiectul 1. Exercițiul 1. Rezultatul calculului 10 plus, deschidem paranteza, rotundă, 3 plus 7, închidem paranteza, împărțit la 10, este egal cu puncte, puncte. Mai scriem o dată exercițiu și trecem la rezolvare. Mai întâi ne reamintim noțiunile teoretice. Acestea spun că efectuăm exact în această ordine următoarele. 1. Parantezele. Rotundă pătrată acoladă. 2. Operațiile de ordinul 3. Puteri sau radicali. 3. Operațiile de ordin 2. Înmulțiri, împărțiri. Și 4 operațiile de ordinul întâi, adunări, scăderi. Acolo unde ele există. Începem cu efectuarea calculului din paranteză. Paranteză rotundă în cazul nostru. Ce calcul avem? 3 plus 7. Adică 10. Suprimăm deci paranteza, exercițiul devine 10 plus 10 împărțit la 10. În ordine, urmează să efectuăm împărțirea de ordinul 2. Adică 10 împărțit la 10. Rezultat 1. Exercițiul devine 10 plus 1. Egal 11.